Salutare, dragii români! Continuăm astăzi seria de deșteptări inedite cu o poveste pentru cei mai tineri dintre noi, cei care la Revoluție încă nici nu erau sau dacă erau, aveau maximum un metru înălțime. Suntem în anul 1973, când România era locul în care criticile la adresa sistemului erau cel mult șoptite. În lumea aceea, dominată de frică, s-a născut un fenomen cultural unic, o Românie paralelă, unde spectatorii se bucurau de o libertate aparentă ce dura doar câteva ore. Vorbim despre cenaclul Flacăra, definitoriu pentru rebeli și generația în blugi, pentru că da, blugii erau ceva rar văzut pe străzile României. Te salut! Te salut! Tineret Nadidaș! Tineret Nadidaș! Te salut! Te salut! Te salut! Generație în blugi! Cenaclul Flacăra s-a născut dintr-un compromis. Artiștii care îndrăzneau să critique regimul aveau o singură cale de scăpare, versuri de laudă ce să-i ungă la suflet pe tovarăși. Un astfel de poet a fost Adrian Păunescu, cel care în schimbul unor poezii patriotice a lansat Cenaclul Flacăra. La început, spectacolele aveau loc în fiecare luni seara în sala Teatrului Ion Creangă din București. După ce fanii au început să curgă gârlă, din 1979, cântările s-au mutat pe stadioane, iar turneele prin țară au devenit o obișnuință. Woodstock-ul românesc a adunat de-a lungul timpului milioane de spectatori. La cenaclu erau invitați de fiecare dată membrii partidului. Ritualul era clar și se repeta de fiecare dată pe ceas. Comuniștii erau omagiați, dar numai după ce ajungeau toți în sală. Apoi, așezat la un birou, Adrian Păunescu rostea versuri peste melodiile cântate de artiștii care au pus bazele rock-ului și folk-ului românesc. Concertele începeau la ora 20 și se terminau târziu în noapte, o bucurie pentru cei sub 18 ani, care doar așa puteau sta afară după ora 22, altfel aveau de dat explicați milițienilor care patrulau pe străzile orașelor. Iluzia de libertate era dată de artiști precum Florian Pitiș, Mircea Vintilă, Valeriu Sterian, Vasile Șeicaru, Anda Călugăreanu sau Zoia Alecu. Finalul a fost însă unul sumbru. În 1985, în Ploiești, o furtună puternică a dat totul peste cap. S-a luat curentul, copertina de pe scenă s-a prăbușit, iar oamenii au început să se îmbulzească spre ieșire. La poartă s-au trezit cu ușile închise. Spectatorii s-au călcat în picioare și 5 dintre ei au murit asfixiați. Cea mai dureroasă poveste este cea a unei tinere, care a fost găsită fără suflare, cu ficatul perforat de un toc de pantof. Pentru că cenaclul devenise deja un ghimpe în coasta regimului, comuniștii au ascuns sub preș evenimentul și i-au interzis lui Păunescu să mai organizeze concerte. Morții și răniții au fost găsiți vinovați, iar glumele despre milițienii care participau la fiecare concert s-au stins încet. Buseurile de curaj au fost înfrânte, iar România s-a întors în țara gri, unde libertatea era un lux chiar și pentru câteva ore. Aceasta este povestea iluziei de libertate pe care a avut-o România în timpul regimului comunist. Legendele despre Păunescu, deliciile din culise și șoaptele din casele românilor le vom povesti data viitoare. Până atunci, vă doresc deșteptare cât mai frumoasă!